Dragii mei, bine v-am regăsit și astăzi la o nouă etalare. M-am gândit să povestim puțin despre ceea ce gândește în acest moment persoana la care voi vă gândiți, ce secrete deține în inima sa, ce simte și mai ales cum este această persoană în momentul în care noi vorbim. Am ales acest pachet de cărți de oracol și o să încercăm să povestim puțin despre acest subiect, ce este în mintea, în mintea sa, în sufletul său, indiferent de situația în care vă aflați, indiferent de problema pe care o aveți cu această ființă la care vă gândiți. Este o etalare generală care cu siguranță nu se poate potrivi tuturor. De aceea, cred că cel mai bine ar fi să vizionați această etalare numai dacă ați fost atrași de ceva anume, de subiect, de un cuvânt, de o expresie, știți, alegeți intuitiv și oportun este să rezonați doar cu elementele pe care le considerați potrivite situațiilor dumneavoastră particulare. Dragii mei, nu este o etalare generală, nu este o etalare interactivă, este o etalare generală. Haideți să vedem împreună ce simte această persoană. Dragii mei, există între voi această izolare, există această distanțare între voi, această separare, această distanțare emoțională, s-ar putea și fizică, pentru că unii dintre voi vă aflați poate în țări diferite. Văd aici continente diferite chiar, văd o mare, un ocean, văd o persoană care s-a retras așa în cochilia sa, în cercul său în care se simte protejat, protejată, văd energia feminină retrasă și melancolică. Se gândește la o persoană din zodia vărsătorului, în special ca semn zodiacal predominant, dar poate să fie și un scorpion, pești, rac, de asemenea, foarte multe persoane născute în semne zodiacale de apă, poate văd și balanță uneori. Și vărsător, cred că am mai zis vărsător, dar o să vedem și pe parcurs ce alte semne zodiacale ni se arată. În orice caz, unul dintre voi ați vrut să îi oferiți libertatea celuilalt. Ați vrut să nu mai aveți un trecut împreună pentru că ați considerat și scuzați-mă, și Berbec, Taur, Capricorn, de asemenea, ați vrut să eliberați această persoană de voi sau cealaltă ființă a vrut să vă redea cumva libertatea. Văd aici o compasiune. Cred că în anumite situații există aici o energie feminină cu probleme în zona sânilor. Există posibil o intervenție chirurgicală. Da, mulțumesc de inspirație și de subiect. La fel, este un subiect destul de delicat. Știți că eu mă feresc oarecum să vorbesc despre aceste subiecte delicate și încerc să povestesc puțin mai voalat, pentru că sunt subiecte sensibile. Ok.
Și atunci, posibil ca din cauza acestei situații prin care trece energia feminină, din cauza acestei posibile intervenții chirurgicale în zona pieptului, poate să fie sân, poate să fie stern, în general o intervenție chirurgicală în această zonă, energia feminină să fi considerat acest lucru un defect, să nu fi fost foarte bine în pielea domniei sale și atunci să fi purces la eliberarea, în ghilimele, a celelalte persoane, energia masculină cumva, să fi chemat acea energie masculină, să-i spună, uite, eu nu mă mai simt femeie, din acest motiv aș vrea să renunțăm la această iubire și tu meriți altceva, meriți tu, poate că îți trebuie o altă ființă, mă rog, o altă ființă cu care să te potrivești, cumva simt aici o teamă, o frică sau pur și simplu v-ați introdus așa într-un soi de zona dumneavoastră de confort, v-ați retras acolo unde, în izolare, în solitudine, acolo unde vă simțiți protejat, protejată. Poate să fie vorba și despre energia masculină, de asemenea, nu este obligatoriu. Poate și energia masculină a suferit o intervenție chirurgicală, mă rog, în urma căreia nu s-a mai simțit pe deplin, eu știu, fermecător și în felul acesta să fi considerat că cea mai bună opțiune este cea de a pune capăt relației din cauza acestui defect, să spunem așa, în ghilimele de rigoare. De asta văd, există o dată de 24, de 16 ani, poate și o diferență de vârstă între dumneavoastră și persoana la care vă gândiți și pe care ați vrut să-i dați drumul. Ați vrut să nu mai depinde de dumneavoastră. Acum, dacă nu este vorba despre această, să zicem, intervenție chirurgicală, să fie o dorință de a elibera această persoană de voi din cauza, să spunem, diferenței de vârste sau acele diferențe dintre voi. Că sunt, eu știu, diferențe materiale, diferențe financiare, diferențe, eu știu, de carieră sau, eu știu, de vârstă. Ați considerat că cea mai bună opțiune este de a pune capăt acestei relații. Comunicarea între voi, să știți că este una extrem de. Sunteți extrem de empatici sau ați fost extrem de empatici. V-ați ajutat reciproc, v-ați susținut reciproc în ciuda anumitor manipulări. Cineva a fost manipulat, cineva a cântat în coarne cuiva și s-a ținut cont în anumite situații și de alte persoane din jurul vostru. Poate familia, poate că cel sau cea la care vă gândiți are familie și atunci nu ați mai dorit să continuați această relație din acest punct de vedere. Familia, el sau ea a construit ceva împreună cu acea parte și atunci nu mai e cazul ca noastră să implicați această persoană. Deși eu simt că această persoană vă este prieten și simt cumva că de foarte multe ori a venit către dumneavoastră. Adică nu a vrut să renunțe așa ușor la dumneavoastră. Sunteți extrem de pragmatici, pragmatice, dragii mei. Pragmatici în sensul că poate că aveți ochelari. Energia feminină poartă ochelari, ochii verzi, șaten sau șaten, depinde, vorba și de, poate să fie și energia masculină, dar în general vorbesc despre persoane șatene, blonduțe, cu ochii verzi, în general deschiși, poate să fie și căprui verzui, nasul ascuțit, buzele subțiri, poartă ochelari această persoană, este extrem de pragmatică, extrem de rațională, cu picioarele înfipte în pământ. Foarte bine, v-am spus ochelari de vedere, lucrați foarte mult sau persoana aceasta lucrează foarte mult, lucrează cu acte, lucrează cu bugete, lucrează sau în instituții publice, în genere, dosare,
în funcție de conducere, factor de decizie, depinde, coordonator de echipe, arhitecții, construiți ceva sau, dacă nu lucrați sau această ființă lucrează în învățământ, pentru că citește mult. În general, este acea oboseală cauzată de citit foarte mult sau stați foarte mult cu ochii în calculator. Ați vrut să cunoașteți această persoană, ați cunoscut-o, ați gândit această relație și o gândiți foarte mult din punct de vedere rațional mai mult sau mai ales acum în această perioadă, o gândiți mai mult rațional decât cu inima din cauza acestei în ghilimele piedici pe care dumneavoastră ați considerat-o sau o considerați între voi. Energia masculină s-ar putea să fie brunețică, cu mustață sau cioc, mustață sau cioc, tot așa nasul mai măricel în drept, ochii negri, parcă și un pic de aici părul mai, nu știu, ca nu breton, că nu e breton. Aici, în zona asta, parcă e mai stufos așa. Poate să fie și un artist, de ce nu? Sau să fi considerat până la un moment dat această relație, o relație ideală. V-a plăcut foarte mult, ați fost foarte mult implicați în această situație, v-ați gândit și vă gândiți foarte mult unul la altul și în această etalare, în această situație, există o relație neconsumată. S-ar putea ca să nu fi consumat, dragii mei, această relație, motiv pentru care încă sunteți la distanță, poate că ați vorbit doar prin intermediul mesajelor sau poate v-ați cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare, ați fost prieteni la începutul relației sau în alte ordine de idei, există acest concept de prietenie, poate că prieteni v-au făcut cunoștință sau, cum spuneam, ați fost prieteni. Și în momentul de față, să știți că vă gândiți unul la celălalt și celălalt întrebam dacă ce este mintea sa, să știți că se gândește la voi în ciuda acestei izolări, însă parcă energia masculină este pietrificată, este de piatră, parcă, dar să știți că ține poza dumneavoastră în mână, parcă văd că are poza dumneavoastră, orică o are pe birou, orică o are în cameră, orică o are în casă, orică o are în calculator, în telefon, orică vă vede pe rețelele de socializare, în orice caz se uită la o poză a dumneavoastră, în timp ce dumneavoastră considerați că această persoană nu a fost în totalitate sinceră. Vedeți? Această măimuță pe care o țineți, pe care energia feminină o ține în această lesă. Dumneavoastră ați posibil să vă fi împotrivit un puțin la începutul relației, chiar dacă ați vrut să cunoașteți această persoană, v-ați împotrivit puțin tocmai și faptul că nu ați consumat această relație și persoana despre care vorbim a fost ca o evadare, ați evadat în această relație. Trăiați cumva o rutină până la un moment dat în care a apărut această persoană pe care dumneavoastră ați vrut să o cunoașteți, v-ați dorit să o cunoașteți. Acum că ați abordat-o dumneavoastră pe rețele de socializare sau invers, asta este altă situație. Cert este că a apărut în viața dumneavoastră ca o această iubire ca o scăpare. Ați scăpat dintr-o rutină din care nu mai aveați senzația că veți ieși vreodată. Ați spart acele programe cu care ați fost învățate. Nu fă așa pentru că ce zice lumea. Nu, ați stat așa până la 34 de ani posibil, după care ați spart această zonă de programe impuse de familie, de societate, de obiceiuri, de tradiții care nu v-au mai folosit și ați mers pentru împlinirea voastră sufletească alături de această persoană. Cumva parcă v-ați călcat pe orgoliu, parcă v-ați călcat pe vanitate, dar și pe programele cu care dumneavoastră ați fost învățați pentru a vă umple sufletul cu această relație, chiar dacă
nu, în unele cazuri, de fapt în majoritatea cazurilor nu a fost încă consumată. Pe aici, pe acolo, ați simțit niște adevăruri care v-au fost ascunse de această persoană. Nu știți ce gândește, pentru că această ființă este, v-am spus, parcă este pietrificată, parcă este ca un sloi de gheață. Și nu înțelegeți de ce. Că până la urmă, nu mai vorbiți, nu mai vorbiți. Nu mai sunteți împreună, nu mai sunteți împreună. Pentru că unul din voi a eliberat această persoană. A vrut să pună punct aceste relații, că v-ați grăbit, că nu v-ați grăbit, dumneavoastră știți, însă parcă ați mai vrea să vorbiți, parcă vă pare rău, parcă vă gândiți că totuși nu ați făcut bine atunci când ați făcut acest lucru, ați eliberat. Știți cum, parcă ați zis în sinea voastră, n-are rău să-l țin lângă mine sau să-l țin lângă mine, pentru că merită ceva mai bun, merită să fie cu cine vrea să fie, dar după aia parcă v-ați răzgândit. Vă gândiți în continuare la această persoană, în continuare posibil să-mi dați mesaje fără răspuns sau posibil ca să așteptați să primiți aceste mesaje. Se poate ca și persoana la care vă gândiți să vă fi scris anumite mesaje, dar nu le-a dat drumul, iar dacă dumneavoastră ați făcut acest pas, cu siguranță nu ați primit niciun răspuns. Emoțiile create între voi doi sunt puternice. V-ați scris foarte mult, de asta spun că cred cumva că ați vorbit foarte mult prin intermediul mesajelor până în acel punct în care ați hotărât să puneți capăt acestei situații. Acum 6, 8 luni, 12 luni, poate și mai mult, în care sunteți într-un silențiu, stampa total, poate am spus pe aici, pe acolo, niște mesaje scurte v-ați dat, însă au rămas fără răspuns și cu cât vă adânciți în această distanță, cu atât emoțional parcă vă distanțați, vă separați și mai mult și parcă vă este teamă, dragii mei. Vă este teamă că nu mai simțiți ce ați simțit cu această persoană, nici cu această persoană nu mai simțiți, dar parcă vă e teamă că nu veți mai simți niciodată acele emoții pe care le-ați trăit împreună cu această ființă. Odată de 6, odată de 8 ies în evidență. V-am spus, poate că în luna a 6-a a anului trecut sau în luna a 8-a a anului trecut, poate că în luna august, să zicem așa, ați avut niște tentative de mesaje, niște tentative de, eu știu, nu neapărat întâlniri, că nu văd că au fost întâlniri, dar parcă au fost, v-am spus, niște tentative, dar au rămas fără răspuns. Cineva este extrem de vanitos, este extrem de orgolios. Poate că ați făcut să sufere această persoană la un moment dat. Poate că până la un moment dat lucrurile au mers bine între voi. Nu văd că v-a forțat sau nu văd o forțare a lucrurilor, ci că unul a luat o această hotărâre de a pune capăt. Și este greu, cum să vă spun, foarte greu sau anevoios se face această legătură, se face această legătură și emoțională. Simt cumva că așa câteodată parcă aveți impresia că totul este împietrit, totul este blocat, totul este de piatră, după care parcă acea persoană mai pune, de asta vă spun, pe aici, pe acolo, niște mesaje, cel puțin pe rețelele de socializare, în care cumva, pe după plumb, aduce aminte printr-un cuvânt de voi, într-un limbaj codificat și din nou parcă ceva vă face și vă întoarce. Indiferent de blocajul pe care îl aveți, nu vă vine să credeți că lucrurile se termină aici și în același timp vreți să se termine odată, vreți să nu vă mai gândiți, vreți să știți până la urmă ce are acea persoană în cap și dacă vă mai iubește. Să știți că această persoană este extrem de vanitoasă, v-am spus, este extrem de, mai ales în această persoană, eu nu zic că nu vă urmărește pe
rețele de socializare, indiferent că nu ia nicio atitudine, dar știe de voi, cât de cât, ce faceți, cum faceți. Este o persoană îndreptată către material, este o persoană care cu siguranță are o situație materială, dacă nu foarte bună, o situație materială bună și cred că se mândrește cu acest lucru și încearcă să facă lucrurile pentru, în primul rând pentru propria persoană, să fie bine, își croiește drumuri pentru propria persoană, pentru a rămâne în această stabilitate financiară, lucrează foarte mult pentru acest lucru și s-ar putea să fie o persoană cunoscută, s-ar putea să fie cunoscută ori în comunitate, ori persoană care lucrează, v-am zis, ori într-o instituție publică, ori, în general, o persoană recunoscută. Dar și bravează, să știți că această ființă nu o văd fericită. Această ființă o văd că suferă și o suferă din dragoste. Indiferent cât ați suferit, indiferent cât de îndepărtat sunteți din toate punctele de vedere, emoțional, fizic și așa mai departe, să știți că această persoană se gândește la voi. Se gândește în continuare la voi, poate să fie și din zodia leului, dar cred că am zis deja la începutul etalării, se gândește la voi, îl atrageți, o atrageți foarte mult și vă atrageți reciproc. Iar șansa unor mici începuturi există. Este o dragoste care v-a durut și a durut foarte mult, cel puțin pe unul din voi, evident că a durut, cineva are și ochii albaștri, verzi închis, albastru, cineva a pus capăt, cum spuneam, acestei situații printr-un mesaj. S-ar putea ca dumneavoastră să fi pus sau energia feminină să fi pus capăt printr-o scrisoare, ar personajul masculin să se gândească și să se răzgândească. Să tot îi vină în minte, pentru că nu vă poate scoate de minte, dar ce nu poate scoate de minte? Momentul despărțirii voastre. Se gândește și parcă nu-i vine să creadă și nu știe. Această persoană, vă spun clar, că nu este 100% convinsă de ceea ce s-a întâmplat atunci, nu știe ce s-a întâmplat atunci, de ce ați pus capăt acestei relații. Bineînțeles, pentru cei care li se potrivește această situație, da? Nu înțelege de ce ați pus capăt acestei relații, de ce n-ați rămas măcar prieteni. Sau, ok, dacă nu vreați să rămâneți împreună, măcar puteați să vorbiți în continuare. Poate v-a și cerut acest lucru. Însă este clar că unul din voi a renunțat la această relație, iar celălalt, v-am spus că personajul masculin, parcă îi vin în cap, îi revine de fapt acel moment în care v-ați despărțit, dar nu vă poate scoate din cap și se gândește în continuare la dumneavoastră, v-am spus mai mult, la acel moment. Uitați cum visați această persoană, cum vă gândiți la această persoană, zi și noapte. Dar cum să vă spun, câteodată vă gândiți mai mult, câteodată mai puțin, câteodată parcă nu vă mai gândiți deloc, dar tot timpul vă ține în energie așa, în energia sa, așa cum bine îmi spunea într-un mesaj o distinsă doamnă. Parcă vă ține în energia sa. Am zis și din zodia peștilor și, cum să vă spun, ați fost cumva la foarte aproape, să știți, de a avea o relație. Vă admiră această persoană, v-a admirat dintotdeauna și zodia gemenilor de asemenea. O să vorbim și despre vârste, însă, în general, este o etalare cam pentru toate zodiile și pentru toate vârstele. Vă admiră, vă urmărește pe rețele de socializare, vă admiră poza de profil. Da, mulțumesc de... Cred că în unele cazuri nu ați blocat această persoană pe rețele de socializare sau dacă ați blocat-o, ați deblocat-o, dar ați șters-o. Deci a rămas ștearsă această persoană și deci poate să vă vadă tot ceea ce postați public sau să vă vadă poza de profil. Această persoană vă vede poza de profil, să știți, urmărește poza de profil. Și imaginează, să știți, s-ar putea că dumneavoastră să fiți
într-o altă relație, să aveți pe cineva, să fiți căsătorit, căsătorită, să vă fi găsit între timp pe cineva sau să știe că sunteți cu altcineva sau pur și simplu să fiți într-o, să fi fost voi într-o relație de trio. Cineva în orice caz este căsătorit sau a fost căsătorit, în orice caz veți primi o veste de la o persoană căsătorită. Acum, dacă cel la care vă gândiți sau cea la care vă gândiți este căsătorită, posibil ca această veste să fie tocmai de la această persoană. Cum spuneam, între voi a existat acest echilibru, zodia balanței de asemenea, poate să fie balanță cu capricorn, balanță cu taur, balanță cu berbec, balanță cu leu, balanță cu balanță. Există și această versiune. Posibil 8 ani, în jur de 8 ani diferență, o dată de 17, până la un moment dat sau până vă cunoașteți de ceva vreme, vă cunoașteți, vă ispitiți, v-ați ispitit foarte mult, văd că unul din voi s-a abținut foarte mult să nu ducă această relație și în planul intim și așa s-a și întâmplat, pentru că spuneam, relația nu s-a consumat în cea mai mare parte a cazurilor. Parcă unul din voi parcă ispitește sau vrea să ispitească pe acea persoană. Poate vedeți pe rețelele de socializare, poate mai postați dumneavoastră ceva ca să vadă celălalt despre voi. Știți cum așa, subliminal, să faceți anumite chestii ca să atrageți această persoană și totuși există acel blocaj. Această persoană, să știți că s-ar putea să vă fi cerut să nu vă despărțiți. Acum, bărbat, femeie, mai puțin contează și nu uitați de asemenea că pot să vorbesc despre dumneavoastră ca fiind cealaltă persoană, pentru că energiile se pot schimba. Există aici un refuz. Cineva a propus cuiva ceva și a fost un refuz. Motiv pentru care, sau niște manipulări. Unul dintre voi a considerat că a manipulat. În orice caz, a fost ceva, o propunere. Hai să nu terminăm acum. Hai să, eu știu, hai să avem o relație. Hai să ne consumăm relația la nivel intim. Și atunci a considerat că este o chestiune mult prea intimă, mult prea rapidă, posibil că noastră să fi vrut o relație ideală, să fi vrut o relație întâi romantică, nu hopa-țopa, hai să ne consumăm relația. Poate că ați vrut ceva romantic, ideal, v-ați hrănit la un moment dat cu aceste emoții. S-ar putea ca unul să fi fost îndreptat mult mai mult către teluric, către planul acesta al către planul fizic, iar celălalt către planul mai mult emoțional, spiritual și așa mai departe. Unul vrea să trăiască emoția, celălalt vrea să trăiască și partea fizică și atunci a fost rău timing-ul, nu v-ați potrivit, nu v-ați sincronizat în această viață, cel puțin cu această iubire, dar vă căutați. Ideea este că vă căutați. Nu este un stop definitiv și irevocabil. Este clar că unul chiar a părăsit, parcă nici pe rețele de socializare nu mai postează atât de mult cât posta, parcă i s-a însingurat. Și dumneavoastră sunteți, dar și cealaltă persoană, sunteți izolați. Vreți să fiți lăsați în pace, vreți să vă remontați, dar vă țineți în energie. Era să zic frate. Da, frate, deci vă țineți unul pe altul în această energie. Pentru că simt că vreți, cum să vă spun, parcă trageți emoțional, parcă trageți cu dinții să nu vă mai gândiți la această persoană, dar să știți că și cealaltă persoană, indiferent cât de statuie este, cât de piatră este această persoană, vedeți această statuie aici, se gândește, uitați cum se gândește ca și dumneavoastră, aveți exact aceeași poziție. Exact aceeași poziție. Și el, partea masculină, vă ține poza. Vă ține poza dumneavoastră. De asta spun că se uită posibil la poza de profil. Și dacă ați observat în unele cazuri când postați dumneavoastră ceva, să zicem că ambii n-ați mai postat de multă vreme, mă rog, o zi, două, trei, cât știți dumneavoastră, dacă postați ceva, indiferent că sunteți ștersi, indiferent că sunteți blocați, vă uitați
uitați la profilul său și o să vedeți că imediat postează și celălalt ceva, nici nu mai contează ce. De asta vă spun, există o vulnerabilitate între voi doi. Știe că este vulnerabil, știe, această persoană știe că dacă dă primul semn, va deveni vulnerabil. Și există o teamă să nu dau eu primul, dar dacă dau eu primul, deja nu mai știți foarte bine ce simte celălalt. Vă simțiți la nivel, la nivel profund, la nivel celular, la nivel instinctiv. Vă simțiți foarte bine unul pe celălalt, vă amușinați de la depărtare. Puteți să trăiți dumneavoastră și în Pampas. Puteți să fugiți dumneavoastră și în Honolulu. Atâta, fugiți cu tot cu acea persoană în inimă. Înțelegeți? Deci ceva extraordinar. Cum spuneam, vreți, vedeți, vreți un nou capitol, faceți tot ce puteți face, adică ce vă stă în putință să scrieți un nou capitol, să vedeți de treabă, vreți să vă vindecați, vedeți, de această persoană, dar acest lucru este doar, nu neapărat că este doar o mască. Nu dă casa cu masa, nu dă rațiunea cu inima. Rațiunea vă spune să vă vedeți de viață, să puneți capăt acestui trecut, să vă detașați de această persoană din trecutul dumneavoastră, să începeți un nou capitol, fie cu cine sunteți în prezent, fie cu o altă persoană nouță, să vă vindecați și să vedeți, să aruncați cheia trecutului și să intrați spre un nou început, dar această mască mie îmi spune că este doar o dorință a dumneavoastră, o dorință rațională, o dorință cu inima. Pentru că, vedeți, exact ceea ce spuneam, vă urmăriți pe rețelele de socializare, vă urmăriți continuu, sunteți una și aceeași persoană, este ca și cum ați vorbi în oglindă cu acea persoană. Vă urmăriți pozele, v-am zis, există acest soi de urmărire fără răspuns. Așa cum dumneavoastră vă gândiți la această persoană, așa se gândește și această persoană la voi. Așa cum îi urmăriți pozele și știți clar ce postează și dumneavoastră, și această persoană vă urmărește, dar în continuare există acest scut, acest blocaj. În general, să știți că zodia Scorpionului, Rac, Pești și Vărsător și Leu ies, și Balanță ies spre dominant. Deși am spus că nu semnele zodiacale, doamne, deci mă uit exact aiurea, dar nu asta contează, nu semnele zodiacale contează. De asta spun că s-ar putea să fi considerat că au fost bule de săpun, numai cuvinte spuse, mai mult decât fapte, nu mai aveți acea încredere, acea siguranță, deși există o lipsă în sufletul dumneavoastră, este evident, vedeți această crenguță ofilită, dar la capătul ei există această floare. Vă lipsește această persoană, vă lipsesc, cum spuneam, emoțiile, vă lipsesc mesajele, vă lipsesc schimburile acelea de sentimente care vă umplea acel gol. Vă este dor de această persoană și vă este, de asta vă zic, că nu mai aveți încredere că va mai fi vreodată ceva între voi și că din toată această relație s-au spus multe, s-au făcut puține și că posibil ca dumneavoastră să fi considerat că ați iubit mai mult această persoană decât v-a iubit această ființă. Și poate că v-ați gândit la un moment dat că această persoană, dacă ne referim la energia masculină, nu a vrut altceva decât să vă seducă. Pentru că, este, fiind o persoană cunoscută, s-ar fi putut să aibă mai multe opțiuni. Mai multe opțiuni, mai multe oportunități și atunci dumneavoastră posibil că n-ați vrut să cădeți în cursa aceasta a unei liste pline de alte doamne și domnișoare, dacă este vorba despre energie masculină, dacă nu invers. Protecție, există această protecție, s-ar putea ca această persoană să aibă și copii. De asta spun că s-ar putea să fi fost căsătorită sau dacă nu, să fie avut o relație din care posibil să existe și copii pe care vrea să îi protejeze. Dar și dumneavoastră v-ați protejat, o relație poate ținută în secret, o relație protejată.
relație de voi știută și așteptați, vedeți, există această așteptare, așteptați ca această persoană să vă dea acest mesaj, să vă dea acest telefon, vorbea s-ar putea mult noaptea, s-ar putea să fi schimbat mesaje, mai ales noaptea, mai ales în cercul lună plină, s-ar putea să vă placă, să fiți să vă placă luna, hai să spunem așa, să nu folosim luna, deci sau să spunem așa, nebun frumos, știți, o dragoste din aia nebună, posibil să fie și acest lucru, să vă fi plăcut luna, să vă fi plăcut lupii, să vă fi plăcut ieșirile seara sau să fi avut anumite întâlniri, dacă ați avut anumite întâlniri, s-ar putea să fie puține, de scurtă durată, dar v-am spus, încărcate de emoție. Fiind la depărtare, de asta zic, că s-ar putea să fi fost în orașe diferite, în țări diferite, cine știe. Dacă nu, oricum, corespondența s-a făcut foarte mult pe calea aerului, prin intermediul mesajelor. Așteptați de mult timp, de asta spuneam că așteptați acest mesaj de la această persoană. Nu vă vine să credeți că s-a terminat, nu vă vine să credeți că s-a pietrificat tot, pentru că prea frumos a fost, prea multe sentimente au fost, prea multe emoții. Nu știu dacă destinul v-a adus împreună doar, posibil să, nu știu, să, doar să învățați ceva. Este ca o gură de oxigen și să știți că vorbim și de vârste mai târziu, 50-51, dar am văzut și 43, 48, 46, 38, multe. Nu este cazul, mă rog, toate vârstele sunt aici. Eu zic că veți primi acest mesaj. Deci mie, eu așa cred. Eu așa cred, suntem în 4. Haideți să zic, nu vreau să dau termene, dar în jurul datei de 6 februarie, de să zicem peste o săptămână, s-ar putea să primiți un mesaj de la această persoană, fie el și cât de mic sau fie el și de, eu știu, timid, de curtoazie. Eu zic că veți primi acest mesaj pentru că această persoană s-ar putea să facă un pas către voi. Sunteți blocați, sunteți în silențiu stampa, e adevărat, la distanță, n-ați mai vorbit de mult, dar, vedeți, există aceste oportunități, această persoană de avans, că nu este singură, a încercat și pe acolo, și pe acolo, poate că a vrut să mai cunoască mai mulți domni, mai multe doamne, bărbați, femei, mai puțin contează, repet. Pasul pe care îl face este către dumneavoastră. Are un soi de problemă, un soi de conflict pe care vrea să-l rezolve, pentru că este legată această ființă de mâini, cel puțin, nu știu dacă de picioare, dar de mâini, oricum parcă ele, ceva există, niște piedici, are o situație cu care se confruntă în mod particular, dar în ciuda acestor îndatoriri și obligațiuni, de asta spun că dacă are copii și așa mai departe, are niște îndatoriri și niște obligativități, obligațiuni de obligații, mă scuzați, de rezolvat. În ciuda acestor lucruri face acel pas. O să facă acel pas și cred că din partea celeilalte va veni acest pas. Pentru că, cum să vă spun, aveți răbdare și noastră aveți răbdare, iar în urma acestui scut iese acest curcubeu. Deci există acest blocaj, există acel scut de suferință. E teamă să nu mai sufere. Dar acest curcubeu, vedeți, mi se confirmă. Există această frică de a nu mai suferi. Cred că și dumneavoastră, dar și acestei persoane. Îi este teamă să nu mai sufere pentru că cineva, clar, a durut această relație, dragii mei. A durut, a înțepat cineva, a înțepat pe cineva. În luna august, tot îmi iese mie aici luna august, sunteți foarte intuitivi. Poate în luna august ați avut acele câteva mesaje, un schimb de mesaje, o revenire scurtă, dar trecătoare.
Cineva suferă, cineva are, s-a putea în zona ochiului, ochilor să aibă o cicatrice sau suferința să fie, să fie, să-și fi lăsat amprenta. Intuiție, foarte mult, comunicați la nivel empatic, sunteți extrem de intuitivi. Vă căutați, sunteți suflete pereche, dragii mei, suflete pereche, vă place aceeași muzică, poate această persoană ascultă aceeași muzică, poate postați prin melodii, postați prin muzică. V-am zis, s-ar putea să aveți un limbaj codificat, voi, dragii mei, și cum spuneam, există această... oricât aș căuta, oricât aș căuta în aceste etalări, o situație de blocaj total și revocabil nu găsesc. Situația se termină, acest torment emoțional se termină pentru că va veni acel mesaj din partea acelei persoane și va veni ca o gură de oxigen pentru că voi v-ați izolat în această zonă de nu de confort, că nu este un confort. V-ați izolat în voi, parcă indiferent de ce se petrece lângă voi, în jurul vostru, sunteți, nu vă mai satisface nimic. Oricât v-ați duce, oricât v-ați aranja, oricât v-ați machia, doamnele și domnișoarele, oricâte spa-uri frecventați, oricâte săli de gimnastică, oricâte plimbări în natură, când vă duceți în natură și vedeți munții sau vedeți marea sau orice, vedeți lucruri comune cu acea persoană, s-a terminat toate oportunitățile și toate alte persoane. Da, este ceva ce n-am mai întâlnit. Și exact cum spuneam, considerați suflete pereche, vă considerați suflete pereche, vă considerați din altă viață, vă considerați că ați trăit în altă viață cu această persoană, dar aveți cumva și acel soi de dualitate de luat în evidență. Poate și acest lucru va despărți la un moment dat, pentru că, v-am zis, ar putea ca unul să fie îndreptat foarte mult către fizic, partea fizică, dragoste fizică, iar cealaltă persoană către dragoste elevată, spirituală, dragoste platonică. S-ar putea ca, zic, ca energie generală, că așa, uite, mi-a venit acest mesaj, ca lecție din această iubire, să-l fi învățat pe celălalt să iubească pur. Întâi să iubească la nivel platonic, poate nici nu v-ați întâlnit din prima, ați creat o poveste frumoasă prin intermediul mesajelor, prin intermediul vocii, întâi știți cum întâi ați scris. Ați creat acea emoție, v-a bătut inima, au apărut fluturași în stomac. După care mă uitam la, Doamne, mă uitam la o pasăre care stă exact în fața geamului. De asta spun, ceva incredibil, s-ar putea să revină, de asta spun, ceva care e trecător, vine. Poate că a fost repetitivă această despărțire, v-ați despărțit, v-ați blocat, v-ați deblocat. Deci, cum spuneam, parcă la început ați creat această poveste, au intervenit fluturași în stomac, parcă v-a fost teamă să vorbiți la telefon, să-i auziți vocea, știți cum? Nu știați, curioși, cum e vocea, dacă nu-mi place vocea, dacă după aia ați vorbit, v-ați sincronizat și cu vocea, parcă ați fi cunoscut din altă viață, după care a urmat întâlnirea. Și de asta vă spun, posibil să fii învățat întâi ce înseamnă iubirea la nivel platonic, după care să fii urmat și cea fizică ca o încununare, dar cea fizică s-ar fi putut în unele cazuri sau în marea majoritate a acestei etalări, doar această etalare să nu se fi întâmplat. Greutate, v-am spus că există copii, poate fetițe, există o a treia persoană, este clar că vă urmăriți pe rețelele de socializare, e clar că există această vindecare, pentru că există vindecare și există această soluție pentru că lucrurile se vor debloca cu un nou început, dragii mei. Un nou început și blocat, blocare. Deci acest blocaj se va... Nu că se va atenua, se va debloca, pentru că există acest nou. Există un nou început după un an de zile. Vă doriți acest lucru, vă doriți și v-am spus, nu ați vrut, ați trimis un mesaj în care v-ați despărțit, cineva a trimis acest mesaj prin care v-ați despărțit,
a zis gata, nu se simt, nu mai simt, dar ați deschis cutia Pandorei, iubiți această persoană, vreți să fiți luați în brațe, vreți să vă zburați într-o singură aripă, dragii mei, în momentul de față, vă întrebați dacă este sau nu este, va mai fi posibilă această iubire. V-a fost, știți că nu ați luat, cineva nu a luat cea mai bună decizie atunci când ați renunțat la această persoană, ați făcut apoi ulterior toate, eu știu, ați țesut anumite strategii, anumite idei de a recuceri această persoană, nu s-a putut, a fost acel blocaj, însă este evident că direcția este către voi, sunteți destinați să fiți împreună, ce să mai zic. Va lua, să știți, această decizie, această persoană, spuneam de acel telefon pe care, sau acel mesaj măcar pe care o să-l primiți, eu zic că o să primiți acel telefon sau nu, măcar acel mesaj, pentru că destinul va face acest lucru. Ce frumos s-au aranjat aceste cărți, ce frumos s-au aranjat aceste cărți și va fi această, amândoi sunteți orgolioși, Doamne, deci două pietre tari, două orgolii, nu faceți niciunul, niciun pas sau nu faceți încă acest pas, nu vreți să faceți acest pas, dar destinul, ceva vă va lua pe nepregătite. Surprinzător va fi acest nou început. Deci peste tot, deci mi-a ieșit acest nou început, nou început, nou început, nou început. Pentru că asta am și spus. Indiferent că vă este teamă, vedeți, unul din voi va lua această decizie să-și calce peste această vanitate, să renunțe la nasul acesta pe sus, își va călca pe acest principiu, indiferent de faptul că este teamă, să știți că această persoană a renunțat să vă dea un mesaj în toată această perioadă pentru că i-a fost teamă. I-a fost teamă de ceea ce simțiți, de ceea ce simte. Nici nu cred că mai știa că simte atât de mult, după atâta vreme să mai simtă, dar ia uitați ce simte, îi lipsiți, sunteți puzzle-ul, bucățica aceea lipsă din puzzle-ul vieții sale, îi lipsiți, sunteți la distanță, se uită pe poze, același lucru se repetă invariabil, sunt anumite măști, anumite frici, dar v-am spus, este ce frumos, au aranjat cărțile, dragii mei. Vă urmărește în continuare, deci vă urmăriți pe rețelele de socializare, știe ce faceți, știe. Și spuneam că este, uitați ce frumos a închis această etalare cu această chestiune de timp. Timpul se scurge, dragii mei, și veți, va fi acel nou început. Deci eu după această etalare, cred că mă las de meserie. Deci dacă nu se întâmplă așa, cu atâtea mesaje venite, cu acest volum important de mesaje, măcar o ființă, dacă nu îi se întâmplă acest lucru, mi este imposibil să cred. Văd atâta, cum să vă spun, atâta distanță între voi, văd atâta blocaj emoțional, sau cel puțin atâta simt că vreți să vă blocați, atâta simt că nu vreți să luați nicio decizie. Eu nu scriu niciodată, nici eu nu scriu, dar la fel vă văd pe telefon butonând. Cred că prima dată când faci, nu știu, când vă treziți, puneți mâna pe telefon, ambii, nu unul, și vă uitați la ce a mai postat celălalt. Cum postează unul, postează și celălalt. Deci după tot ce, cum au căzut cărțile, pentru că știți că este același pachet de cărți, dar după cum, cum să vă spun, de aia le-am și luat pur și simplu. Cum s-au nimerit, exact așa le-am luat, mesajul este extrem de clar. Iar unele mesaje au fost repetitive, obsedant repetitive. Un nou început, un nou început, îl lipsește, e ideea foarte clară că ambii vă gândiți. Indiferent de distanța dintre voi și destinul, asta este o carte importantă, să știți că destinul este cel care va interveni.
pentru voi. Destinul își va spune cuvântul. Ceva, o situație, un eveniment, poate că află ceva de dumneavoastră. Poate că postați dumneavoastră ceva care îi bagă bățul prin gard și ceva și îi declanșează. Se va produce un declic. Mulțumesc de inspirație. Se va produce un declic. Și acel blocaj va fi înlăturat, pentru că v-am spus, există acel blocaj, dar dacă au căzut exact așa ambele cărți, acest blocaj, vedeți, așa au căzut, acest blocaj va fi eliminat prin acest nou început. Chit că există acea teamă, chit că există teama aceea de necunoscut, ca să zic așa. Dragii mei, vom mai vedea și continuarea acestei povești, acestei serii minunate de povești. Mi s-a cerut foarte mult continuarea poveștii, începută în duminică, de aceea mă supun majorității și asta voi face. Dragii mei, foarte frumoasă etalare, ce să vă spun... Mi-ar plăcea să aud vești bune. Am și început să aud vești bune în acest sens. Foarte multe vești bune și de aceea mă bucur foarte mult, pentru că asta îmi spune că lucrurile se întâmplă în direcția dorită de dumneavoastră. Și asta îmi doresc, să vă rezolvați aceste probleme, aceste situații și lucrurile să fie așa cum dumneavoastră vă doriți. Dragii mei, vă mulțumesc că ne-am auzit și astăzi. Până la o nouă etalare, vă doresc toate cele bune. Seară frumoasă, numai bine! Pa!